Iubiți prieteni, stimați creștini, suntem bucuroși să avem continuitatea emisiunilor. Am urmărit fenomenul care se produce cu un om care își recunoaște păcatele, le mărturisește și care obține iertarea de plină. Același personaj îl regăsim în Psalmul 51, atunci când, datorită unui moment de neveghere, a săvârșit un păcat. Deși era credincios, păcatul acesta îl chinuie îl frământă, îl apasă ca o piatră așezată pe inimă. Și dacă ceilalți oameni care nu cunosc pe Dumnezeu să așa de multe păcate și nu-și fac procesul de conștiință, pentru că această conștiință adeseori este atrofiată în vârtejul ispitelor, omul acesta, Retrăiește sentimentul vinovăției, ducându-l până la punctul extrem. Conștiința lui atât de sensibilizată îl, beciuie, îl biciuiește atât de aspru încât consideră că a făcut un păcat de pe urma căruia Dumnezeu ar avea motive să-l îndepărteze și să nu se mai ocupe de el. În Psalmul 51 se face referire la o experiență pe care a trăit-o David cu câțiva ani în urmă și apoi a început să suporte consecințele. Pe lângă faptul că a plătit o poliță foarte costisitoare în urma acelui păcat, el a fost chinuit, în sufletul lui, nu mai avea somn în timpul nopții. Era chinuit cu tot felul de gânduri și frământări. Gânduri negre se frământau cu grămada înăuntru lui și aștepta din partea lui Dumnezeu mângâieri, dar acestea întârziau. În adins Dumnezeu s-a comportat în așa fel cu el pentru ca să conștientizeze că în poziția în care se afla David nu era permis să alunece într-o groapă de unde apoi să rămână un model negativ pentru toate generațiile. Toate generațiile de credincioși dintre toți cei care cercetează Scriptura, au ajuns să cunoască această alunecare. Și biciuirea atât de aspră îl făcea să sufere, încât până și din punct de vedere fizic a început să slăbească, a început să se îmbolnăvească. Printre altele spune, rănile mele miroase greu, iarăși printr-o comparație. Rana sufletului meu, conștientizează că omul de dinăuntru a intrat într-o boală gravă prin săvârșirea unui păcat. Ai milă de mine, Dumnezeule, în bunătatea ta. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele. Vine acum să se spovedească înaintea lui Dumnezeu. Spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea, curățește-mă de păcatul meu. Conștientizează murdăria în care a intrat prin păcatul pe care l-a săvârșit. Care dintre noi ne-am simțit bine să știm că suntem murdari? Chiar dacă suntem murdari pe hainele pe care le îmbrăcăm, ne este greu să ieșim printre oameni. Dacă ai o pată pe haină, îți este rușine. Dar dacă ai o pată pe suflet, aceasta nu mai văd oamenii. Sau poate să fie văzută de toți oamenii. Dacă păcatul a fost săvârșit în lipsă de înțelepciune, mă refer în felul lumii, pentru că unii reușesc să-și ascundă păcatele. Dar dacă acesta a fost făcut în așa fel, încât până la urmă s-a descoperit, atunci ți-e rușine să mai ieși cu fața printre oameni. Dacă mai există posibilitatea ca oamenii să roșească de rușine pentru păcatele lor. îndreaptă în privirile spre tine, spre poruncile tale, ca să nu roșesc de rușine la vederea poruncilor tale, să nu găsesc o poruncă pe care eu să fi călcat. Și să citesc scriptura și să găsesc în cuvintele scripturii un judecător care mă condamnă. După îndurarea ta cea mare, șterge fără de legile mele, spală-mă cu desăvârșire de nelegiuirea mea, curățește-mă de păcatul meu și vorbește de păcatul la modul singular. atât David cât și alți credincioși din dispensațiunea Vechiului Testament au păcătuit. Și fiecare om are pe conștiința lui păcatele pe care le-a săvârșit în viață, unele mai mari, altele mai mici. Pe unele dintre acestea le uită complet, dar sunt păcate grave care nu se șterg nici cum. Acestea sunt păstrate în memorie, în inimă, în conștiință, pe lungimea unei vieți. Și spune: Spală-mă cu desăvârșire de păcatul meu. Căci îmi cunosc bine fără de legea. Și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Oriunde se ducea, avea impresia că păcatul pe care l-a săvârșit îi se oferă ca un tablou. Și a rămas în memoria lui vizuală experimentul acesta amar. Nu îmi face plăcere să amintesc păcatul acesta, dar pentru cei care ați cercetat Sfânta Scriptură, cred că voi este cunoscut. Ceea ce mi-aș putea permite să vă spun: că într-o singură zi, când David era foarte bine dispus și voluptiv și sănătos, cum era el, s-a urcat pe acoperișul palatului. Petru s-a urcat și el pe acoperișul casei în care era. În casa de lângă Mare. Dar s-a urcat să se roage. David. În loc să se roage pe acoperișul palatului, se uită prin curțile vecinilor. Și acolo, ispititorul i-a pregătit o momeală care l-a atras să se vrășească un lucru, de pe urma căruia a fost nevoit să plătească o poliță atât de costisitoare. Și acum îl biciuiește conștiința cu asprime. Păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit. Am făcut ce este rău înaintea ta. Așa că voi fi drept în hotărârea ta și fără vină în judecata ta. Iată că sunt născut în nelegiuire și în păcat m-a zămislit mama mea. Dar tu cerca adevărul să fie în adâncul inimii. să nu mă ascund. Dacă am făcut bine sau dacă am făcut rău, să nu încerc să mă ascund pentru răul care l-am făcut. Fă dar să pătrundă înțelepciunea în lăuntrul meu. Conștientizez acum, spune David, că n-am avut înțelepciune, în momentul când m-am lăsat atras de păcatul acesta seducător, curățește-mă cu Isop și omului Dumnezeu David, în sentimentul vinovăției pe care îl simțea atât de biciuitor, îl roagă pe Dumnezeu să-l curățească. Cu Isop. Dar ce legătură avea Isopul cu ștergerea păcatului? David cunoștea Tora, cele cinci cărți ale lui Moise, și acolo era scris că atunci când Dumnezeu a eliberat triburile israelite din Egipt, când Dumnezeu a lovit pe întâi născuți ai egiptenilor, când Îngerul Domnului a trecut și a făcut un adevărat dezastru în țara Egiptului, pentru că împăratul și-a împietrit inima și a refuzat să elibereze triburile acestea, care aveau deja 400 de ani de sclavie. Dumnezeu a poruncit ca evreii să ia câte un miel, să-l sacrifice să ia un mănunchi de isop, care era o plantă, să-l moaie în sângele mielului sacrificat, să ungă ușorii casei pe din afară, ca Îngerul Domnului când va trece să știe că acolo sunt izraeliți. De fapt, erau niște cocioabe în care locuiau sclavii. Și s-ar naște întrebarea logică. A tot cunoscătorule, înger al lui Dumnezeu, tu n-aveai de unde să știi în care casă locuiesc evreii? Era necesar să existe un semn de recunoaștere prin sângele unui miel sacrificat? Dumnezeu nu avea nevoie de semnul acesta de recunoaștere, dar era semnul de recunoaștere pentru ei, pentru că salvarea lor era legată de sângele mielului sacrificat. Profetul Ioan, botezătorul, îl prezintă pe Isus, adresându-se publicului. Iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Și mielul acesta sacrificat și mănunchiul de isop muiat în sângele mielului reprezintă mijlocul de eliberare a celor care pot să fie salvați din captivitatea. A tot puternicului împărat al Egiptului, a cărui inima acum era împietrită și nu voia să elibereze acești oameni asupriți de câteva secole. Curățește-mă cu Isop și voi fi curat dar nu cu planta aceea fără sângele mielului, ci cu planta aceea muiată în sânge. În sângele lui Isus Hristos se poate face curățirea păcatului. Apostolul Ion reamintește acest mare adevăr. Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne curățească de orice păcat. Curățește-mă, spală-mă cu Isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alb decât zăpada. Exact așa cum s-a pronunțat profetul Isaia în capitolul 1. Veniți, totuși, să ne judecăm, zice Domnul spălați-vă, curățiți-vă, luați dinaintea ochilor mei faptele rele pe care le-ați făcut, încetați să mai faceți răul, faceți binele, faceți dreptate orfanului, văduvei și de vor fi păcatele voastre negru cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada. În sângele mielului, oricât ar fi de grave păcatele, pot să fie spălate, și pot să fie îndepărtate. Și David conștientizează acest mare adevăr. Curățește-mă cu isop și voi fi curat. Spală-mă și voi fi mai alt decât zăpada. Fă-mă să aud veselie și bucurie. Și oasele pe care le-ai zdrobit tu vor avea motive să se bucure. David și-a pierdut bucuria mântuirii. David a fost în situația în care începea deja să se teamă că Dumnezeu îl va izgoni de la fața lui pentru totdeauna. Întoarceți privirea de la păcatele mele și avea impresia că Dumnezeu nu vrea să se mai uite la el și se uita numai la păcatele lui. Și oriunde încerca să se roage lui Dumnezeu, avea impresia că păcatul pe care l-a săvârșit stă înaintea lui, între el și Dumnezeu. Și Dumnezeu nu se mai uită la el nici la rugăciunile lui, ci se uită la păcatul lui. Cât de gravă era această consecință. Întoarceți privirea de la păcatele mele, șterge toate nelegiuirile mele. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule. Pentru că atunci când am săvârșit păcatul, inima mea era murdară, era întinată, era trasă de păcatul seducător. Doamne, zidește în mine o inimă curată. Eliberează-mă, spală-mă de această murdărie. Pentru care mă biciuiește conștiința și nu-mi mai dă liniște nici în timpul nopții. Ce reacție extraordinară, am zice noi, poate chiar exagerată, dusă până la punctul extrem. Hei, David, nu ești tu singur. Au mai făcut și alții atâtea păcate și nu se voi căresc atât de mult. Și nu sunt disperați ca tine. Și nu se mai tem că Dumnezeu îi îndepărtează. Continuă cu îndrăzneală să facă slujba și la biserică și să-și vadă de păcatele lor și în viața particulară. De ce te plângi așa de mult? Pentru că Dumnezeu mi-a luminat cugetul cu Duhul Său cel Sfânt și tare mă tem acum ca nu cumva și Duhul Sfânt să se depărteze de la mine din pricina păcatului săvârșit. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic, să nu mai oscilez, să nu mai șed pe două scaune, să nu mă mai las biruit de o ispită seducătoare, să nu mai compromit onoarea ta și mai ales prin poziția socială pe care o dețin că sunt împăratul lui Israel și mai sunt și cu purtătorul de cuvânt din partea ta. Doamne, am săvârșit un păcat foarte grav, pentru că pentru mine tu ai o altă pretenție, mult mai mare decât față de ceilalți oameni. Doamne, zidește în mine o inimă curată, pune în mine un duh nou și statornic și nu mă lăsa să mai oscilez între neprihănire și nelegiuire. Ajută-mă să mă mulțumesc și să mă bucur de tot ceea ce mi-a oferit în dragostea ta. Și acum încă un sentiment de teamă pe care și-l exprimă David, nu mă lepăda de la fața ta. Aceasta era problema cheie. Ca o concluzie finală, după ce a plătit și polița atât de costisitoare de pe urma păcatului, acum se teme că Dumnezeu îl va lepăda. Nu va mai avea nevoie de el. Și atunci vine și se roagă: nu mă lepăda de la fața ta. Și nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt. Extraordinar. Aș vrea ca mesajul acesta să-și ajungă la inimile noastre. Fiecare ne putem face procesul de conștiință, fiecare avem în dreptul nostru, dacă ne oprim, tragem o linie și ne uităm puțin înapoi la viața noastră, fiecare avem câte ceva prin care am compromis onoarea lui Dumnezeu. Și spune: Nu mă lepăda de la fața ta, nu lua Duhul tău cel Sfânt de la mine. Sunt tulburat, sunt chinuit, sunt biciuit de procesul conștiinței. Dăm iarăși bucuria mântuirii tale pentru că am pierdut-o. Câte lucruri poate să piardă un om care nu rămâne la postul de veche? Adeseori se pune problema că nu contează. Sângele Domnului ne spală și de păcatele pe care le-am făcut înainte de a ne întoarce la Dumnezeu. Și ne spală de toate păcatele și pe care le facem și le putem face pentru că suntem oameni, dar El ne iartă că e bun. Doctrina aceasta este falsă. Apostolul Ioan spune, copilașilor, să nu păcătuiți. Dacă este vreo excepție și a căzut careva dintre voi într-un păcat, avem la Tatăl un mijlocitor, nu disperați, întoarceți-vă, pocăiți-vă și să preferați mai bine să muriți decât să mai repetați păcatul pe care l-ați săvârșit și care vă creează această procesiune de conștiință. Este un lucru extraordinar aici. Dăm iarăși bucuria mântuirii tale, pentru că bucuria este cel de al doilea rod al Duhului Sfânt. Dragostea față de Dumnezeu, părtășia cu El că am fost acceptați în familia Lui. Bucuria mântuirii. Și acum această bucurie a dispărut. Omul este posomorât, este chinuit. Dacă cineva ar fi vrut să-i analizeze privirea, cum spune neamțul că ochii sunt ferestrele sufletului, de augen zind, die fenster der zele, prin ochi se poate citi starea sufletească a fiecărui om. Dacă este trist, dacă este descurajat, dacă este disperat sau dacă este bucuros. Și în felul acesta, zice, dăm iarăși bucuria mântuirii tale pe care am simțit-o atunci când m-am întors la tine și am primit eliberarea completă. Iartă-mă, Doamne, că iarăși am compromis bunătatea ta și numele tău. Și am compromis și onoarea copiilor tăi. Oamenii care văd, îi acuză pe toți. Uite ce fac credincioșii lui Dumnezeu. Sprijinește-mă cu un duc de bunăvoință, atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă. Și am să le spun cu toată îndrăzneala: Oameni buni, ca așa vi se place să vi se spună, nu vă jucați cu focul. Eu am alunecat într-un moment de neveghere și am săvârșit un păcat și a devenit așa de costisitor că nu se merită să-l mai repete cineva. Și atunci voi învăța căile tale pe cei ce le calcă și nu cu pretenția că le sunt superior. Că eu vin acum un sfânt, uit de păcatele care le-am făcut înainte și mă prezint în fața oamenilor ca un sfânt fără de păcat. Toți suntem păcătoși, dar sunt două feluri de păcătoși. Păcătoși iertați și mântuiți și păcătoși neiertați și pierduți. Și David vrea cu orice chip să ajungă în rândul păcătoșilor iertați. Doamne, ajută-ne și pe noi să nu ne rușinăm, să obținem iertarea și să nu ne mai mândrim că suntem cinstiți, că suntem religioși, că suntem oameni deosebiți, cu caracter, cu codul bunelor maniere, așa de bine pus la punct, că nimeni nu are dreptul să ne reproșeze. Nu, suntem păcătoși și avem nevoie de iertarea lui Dumnezeu. Atunci, păcătoșii se vor întoarce la tine. Dumnezeule, Dumnezeul mântuirii mele, izbăvește-mă de vină sângelui vărsat și mai avea pe conștiință încă un păcat, în circunstanțe speciale, pe care cei care au cercetat Sfânta Scriptură cred că îl cunosc. Nu îmi face plăcere să-l amintesc. Îmi face plăcere să amintesc lucrurile bune. Dumnezeu le-a scris și pe cele bune, și pe cele rele, ca să se dovedească încă o dată că El este adevărat și a scris adevărul. Și aș vrea să închei cu gândurile frumoase. Doamne, deschide mi buzele și gura mea va vesti lauda ta. Dacă ai fi voit jertfe, ți-aș fi adus, pentru că sunt împărat. Cine poate aduce mai multe jertfe decât un împărat? Dar ție nu-ți plac arderile de tot. Degeaba mai sacrific animale. Jerfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duc zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită care își recunoaște păcatele și începe o viață nouă. Și repet încă o dată, și începe o viață nouă. Amin.